Urmează, pe scenă, Maria Grosu, născută pe 20 martie 1992 la Bacău. Termină Universitatea Hyperion în 2019 la București. Să fii Maria Grosu nu e mare lucru, dar e mai bine decât nimic. Astea sunt vorbele ei. E cam Zuza, mai exact, Zuza de la 14G, în momentul în care ne-l prezintă astăzi, The Girl in 14G, de Janine Tesori și Dick Scanlon. Ladies and gentlemen, Maria Grosu! Aici e ședința de vlog. Scuze, am întârziat. Îmi făceam somnul de frumusețe ca să noapte nu prea am dormit. Știți? A, nu cred că mă cunoașteți încă. Bună tuturor! Eu sunt vecina de la 6. Apartamentul 14G. O prăjiturică? Să știți că eu le-am făcut cu mânuțele mele. În general fac lucrurile foarte bine cu mânuțele mele. Adică vreau să zic că am mânuțe magice. Mă rog. Prăjiturică? Ai dreptate? Prăjiturică? Serios că eu le-am făcut. Eu le-am făcut. Nu mă credeți că le-am făcut eu, este? Puteți să le păstrați. Vă rog. Dar nu mă credeți că le-am făcut eu, nu? A, te rog, da? Tu mă crezi că le-am făcut eu, mă crezi? Te rog. În general, lumea mă subestimează, dar este în regulă. Dacă v-aș spune acum că am o colecție impresionantă de peste 300 de cărți, tot nu m-ați crede, este? A, nu că n-am zis că le citesc neapărat. Îmi place să le miros. La fel și cu bărbații. Sunt o fire foarte olfactivă. Apropo de bărbați, știți bancul cu găina? Ce zic după? Eu când am auzit prima dată am zis că asta o să fie motoul meu în viață de acum încolo. Și de atunci sunt foarte împiedicată. Ce ziceam? A, da, de bărbați. Trebuie să recunosc că îmi plac. Îmi plac vorbele frumoase, complimentele, mor după parfumuri. Dar cel mai și cel mai mult îmi place, mai când un bărbat mă ascultă. Adică îmi place liniștea. Îmi plăcea. Pentru că blocul vostru are o problemă. De-abia mutat în 14G, e totul calm, e pace. Culcuș perfect pentru un iepuraș. Orice sunet îmi displace. Fără telefoane, fără petreceri, fără vreo bormașină, doar un fotoliu, cafea cu lapte, un colț perfect pentru o carte. Mă pierd în Cehov când odată aud. Nu mi s-a părut, a venit de dedesubt. E o soprană repetând în 13G un matineu și o cantata Verdi, Wagner, Traviata. Ah!
ce am petrecut-o cu Puccini. Prepar o ceașcă de ceiuți, beau până când show-ul e finit. 8:30, nici un pâs, aud doar ceasul tic-tac. În sfârșit pot să adorm. Mușene pe la gene, mă-ntind și casc aproape adorm. Vecina de sus mă trezește brusc. Cântă jazz în 15G, simt că nebunesc. Urlă de parcă o cheamă Ela, cine răspunde a capela? Vă rog, v-ați